s-a întâmplat? Am constatat că aveți o fișă. Mi-a venit o comunicare. Veneam de la București, de la Flori, cu mașinarul Fimiu, și m-a prins radarul cu 500 de km pe oră. Și mi-a venit comunicarea. Cum a putut să dea 500 de km pe oră când cheltuie atâția bani pentru aparatură și mașini speciale pentru poliție? 500 de km la oră. 500 de km la oră, păi așa scrie în hârtia, comunicare. Avea circulat cu avionul? Sau? Nu știu cu ce am circulat și ce a prins el în momentul ăla, de mi-a dat mie 500 de km la oră. Ce să fac? Am venit, am luat o științare că în comunicarea și am trecut datele mele după permis și după buletin, le-am trimis lor acolo să vedem când îmi trimite comunicarea alta câte amende și câte credeți pot să ridice la 50 km pe oră. Nu știu pe ce să fac contestații. Se-mi trimite comunicarea cealaltă, am trimis la ei, se-mi trimite câte amende de ce face. Eu am furat pătut cu 500 km pe oră, n-am auzit până acum. Am auzit 273 de km pe oră, dar de 500 n-am auzit. Mașina de când la 220, 240. Ce o fi prins el, nu pot să-mi dau seama. Totuși cum vă explicați că v-a registrat? Păi nu știu, că dacă el m-a registrat pe mine cu 500 de km pe oră, înseamnă că eu depășesc toate vitezele din lume și trebuie să trecut în cartea recordurilor. Neapărat, pentru că eu nu... Uitați-vă aici, documente. Poate nu va veni să credeți. Păi dar nici nu-i de crezut așa ceva. Nici nu-i de crezut. Hai, 100, 120, 130. Dar nu 500 de km pe oră. Dacă polițaiul ăla ți-aș face datoria, înseamnă că noi... Noi nu mai țin nimic. După ce că cheltui o grămadă de bani pe aparatură, pe mașini speciale, pe tot felul de astea, și uitați cum se lucrează la noi cu poliția română. 500 de km pe oră care a amendat, că dacă scrie și polițaiul,